sigur și să trec direct la urmă de proiecte și propune concrete pe care avem cuprinse în plan. El a fost deja astăzi, de fapt, este finalul unei perioade de la 30 de zile de consultare. Au fost deja făcute o serie de articole de presă, comunicate de presă, sunt și afișele din oraș. A fost poate o etapă de consultare publică interesantă, în vederea faptului că au fost generate câteva puncte de vedere. Mi-aș dori poate mai multe regulații vis-a-vis de un demers care va avea impact asupra fiecărui cetățean din municipiu, pentru că, indiferent unde se va afla, în perspectiva următorilor ani, fiecare locuitor sau turist sau multe afaceri care vine în Turda va beneficia de proiectele pe care le vom implementa, bazându-ne pe aceste trei strategii. Tot cei care nu mă cunosc, mă numesc Radu Zbunic, reprezint societatea Timp Consulting, societatea care a elaborat acest plan de mobilitate începând cu luna decembrie, să ne aflăm la jumătatea anului 2017, sunt foarte aproape de a finaliza acest proiect. Mai avem de parcurs o mică parte de etapă de realizare la Agenția de Mediu Cluj, astfel încât la începutul lunii iulie, cel mai târziu să fie aprobat prin hotărâre de Consiliu acest proiect. Trecem la partea de prezentare de recursul, te rog să mă ajuți. Viziunea, o să încep cu finalul, viziunea de dezvoltare, am prezentat în măcar cu Mariei, cu agențiile și instituțiile de subordine, această versiune a planului de mobilitate în această lună pe care vă spuneam. Viziunea pe care o avem și care nu s-a modificat în perioada de stare publică este următoarea. Turda va deveni un oraș de genul mediu, locuitorii săi și cu turiștii care vin în număr din ce mai mare. Asta datorită unor zone urbane regenerate și unor coridoare integrate de mobilitate, care se oferă alternative de transport pentru locuitori și pentru turiști, atât cu mijloace proprii de transport, dar mai ales cu transportul public pe care dorim să îl eliborăm și cu mijloace de transport alternativ. Aici mă refer la deplasările nemotorizate și deplasările pietonale, care sunt ecologice nepoluante și sunt încurajate, bineînțeles, de Uniunea Europeană. Turda va deveni astfel un oraș mai accesibil, atât din interior cât și din exterior, și continuăm să vă baza foarte mult un sistem de transport public în comun, modern, cu echipamente și cu mijloace de transport moderne, adecvate unui oraș de organ, ce cum ne dorim să fim. Pe scurt, partea de viziune ilustrată într-un mod cât se poate de urbanistic, se referă la fluxurile majore de transport. Pietoni, marfă, transportul rutier, atât în interior cât și în exterior. Turda este practic un punct de intersecție într-o rețea de organe de transport. Avem, din fericire, în această zonă, autostrada, care în viitor, viitorul apropiat, va fi conectată la rețeaua europeană și va fi conectată inclusiv către rețeaua de autostrăzi spre București. Iar ce se întâmplă la nivel local? Dorim, practic, să dezvoltăm marile artere rutiere, să le transformăm din simple străzi în niște coridoare pe care se poate fi susținută mobilitatea în cât mai multe moduri posibile, în funcție de confortul și de disponibilitatea fiecărui cetățean în parte, noi, practic, să venim cu infrastructura care să ofere posibilitatea de a se utiliza cu orice mod de deplasare se dorește. Fie că vorbim de autoturism personal, deci asta înseamnă reabilitarea carosabilului, fie benzi dedicate pentru transport public, acolo unde este posibil și unde este logic și rațional, fie de pistă de biciclete și am încercat să venim cu o rețea complexă și completă, care să acopere toate zonele principale, urbane, densitate mare, locuri, de zone cu mulți agenți economici care au multe locuri de muncă, astfel încât să facem investiție cap și coadă care să fie de-adevăr utilizabilă. Nu în ultimul rând, deși nu e neapărat în zona de mobilitate, dar am inclus această categorie de proiecte, se referă la partea de regenerare.
presupune realizarea și modernizarea spațiilor dintre blocurile, mai ales în cartierele cu densitate foarte mare, 1, 2, 3, primăverii. Aici ne dorim să facem spații de să facem aliniile de acces către locuințe, către și dinspre locuințe, către rețeaua majoră de transport, rotoare, spații de joacă, tot felul de intervenții care să îmbunătățească calitatea mediului urban. A fost o prezentare un pic mai generală și mai academic și acum o să trec la modurile concrete, la chestiune concrete. Obiectivele strategice pe care se bazează această strategie sunt în număr de 5, ele sunt stabilite prin cadrul legal, prin legea 350/2001 a urbanismului, se referă la accesibilitate, la siguranță, la protecția mediului, la îmbunătățirea mediului urban și, în ultimul rând, la eficiența economică a investițiilor. Fiind vorba de un cadru legal, aceste obiective strategice se regăsesc în absolut toate planurile de mobilitate din România, deci nu este o surpriză. Inovația sau ceea ce personalizăm pentru Turda se referă la obiectivele operaționale. Și în momentul în care am stabilit obiectivele operaționale, am urmărit să răspundem exact problemelor cele mai stringente. Deci nu doar simple asfaltări de străzi, cum mai este arterele principale, ci o revitalizare a zonelor urbane, cu Turda accesibilă, Turda accesibilă atât din punct de vedere spațial, cât și din punct de vedere social, însemnând accesibilitatea tuturor cetățenilor din toate clasele sociale, indiferent de venituri, la un sistem de transport echitabil și modern. Turda durabilă se referă la dezvoltarea transportului alternativ. Turda atractivă se referă la punerea în valoare a spațiilor urbane, istoric, atropic, dar și mai ales cel natural. Și în ultimul rând, Turda inteligentă se referă la implementarea tuturor sistemelor moderne, care deja devin cotidiene în orașele europene, care fac parte din structura de Smart City. Sau din conceptul de Smart City. De ce este necesar planul de mobilitate? Cum am ajuns la această viziune și la acest obiectiv? Concluziile analizelor și modul concret în care vom implementa viziunea. De ce este necesar? Planul de mobilitate are un triplu rol. Are un rol strategic, pentru că este viziunea pe termen lung a administrației locale și a cetățenilor, de aceea facem această etapă de consultare publică, referitor la cum doresc să dezvolte partea de mobilitate, de infrastructură și de transport. Apoi, are un rol operațional pentru că toate proiectele pe care cetățenii din municipiu, administrația le află sau consultanții le recomandă, ele trebuie realizate pentru că bugetul totdeauna va fi limitat, timpul va fi totdeauna limitat. Și atunci, rolul operațional al planului de mobilitate este de a structura și prioritiza pe niște criterii obiective lista de investiții pe termen mediu, lung și scurt. Apoi, nu ascund că are și un rol funcțional, în sensul că este o condiționalitate impusă de Ministerul Dezvoltării și de Comisia Europeană prin acord de parteneriat cu Guvernul pentru finanțarea proiectelor 2014-2020 pe fonduri nerambursate. Bineînțeles că este un document programatic, un document strategic care vizează dezvoltarea urbană și atunci e prelucrat cu alte documente, cu strategia de dezvoltare locală și cu planul urbanistic general și toate celelalte planuri urbanistice zonale care vin în completarea acestui. Foarte scurt, planul de acțiune, cum se derulează, definirea obiectivelor strategice, de ne-am spus că sunt stabilite prin lege, identificarea problemelor, asta se face prin acțiuni complete de consultare de populație și de măsurători de administrare. Apoi, pe baza acestor probleme, am stabilit niște obiective operaționale, am generat o serie de proiecte, bineînțeles și funiculare. Apoi, am evaluat aceste proiecte printr-o analiză cost-beneficiu și o analiză multicriterială care are mai multe tipuri de subcriterii, ce vizează protecția mediului, siguranța, eficiența economică, accesibilitatea și
Și nu în ultimul rând, în baza proiectelor care au trecut de acest filtru al analizei, s-a stabilit un scenariu optim de dezvoltare. La partea de... am amintit partea de obiectivele strategice, partea de definirea problemelor, a fost această acțiune concentrată de colectarea datelor în teren. Un astfel de plan se realizează în timp foarte lung, un an de zile, pentru a surprinde cu adevărat esența locului. Din păcate, noi nu am avut acest tip la expoziție, însă în 6 luni am reușit să prindem măcar substanța mobilității în cadrul municipiului și a fluxurilor interne și externe. Cum am făcut lucrul acesta? Prin o serie de activități în teren. Am recrutat oameni, am angajat, au stat în teren timp de 2 luni, gestionarea cu populația de șantier reprezentativ, anchete cu origine de destinație împreună cu poliția rutieră, interviuri de domni și bicicliști, astfel încât să ne spunem o idee foarte clară despre problemele pe care le identifică cetățenii locuitorii asupra atât a infrastructurii, indiferent vorbind de rutier, pietonal, cât și asupra problemelor de mobilitate, a modului de deplasare. De ce mă deplasez cu mașina, de ce mă deplasez cu autobuzul, sau de ce folosesc, sau de ce nu folosesc bicicletă. Câteva exemple, anchetele orice în destinație, pe penetrații 66 de secțiuni de recenzare a traficului, la baza planului de mobilitate din punct de vedere tehnic, care a avut studiul de trafic, foarte lucruri. Datele acestea au fost într-un sistem informatic, care pe baza unor date de intrare generează previziuni asupra evoluției traficului în diferite scenarii. Scenariul a nu face nimic, scenariul a face ceva, face ceva însemnând proiectele care deja sunt implementate, sau scenariul alternativ, cel care este propus prin plan de mobilitate. Deci, o serie de poze cu amplasamentele punctelor de recenzie, poze de arată, anchete cu GPS-ul pentru stabilirea vitezelor de deplasare și identificarea punctelor de blocaj pe anumite trasee. Acesta a fost modul de împărțire a municipiului în zone, astfel încât distribuția chestionarului să fie cât mai omogenă și să putem afla așa cum cât mai reprezentativ. Măsurători de transport public în comun, bineînțeles că în paralel am desfășurat și acest studiu de oportunitate privind modul de legare și de dezvoltare a serviciului de transport public începând cu anul 2018. Și am ajuns la concluzie referitoare la cotele modale. În momentul de față, populația din Turda se deplasează în mod principal sau în mod prioritar cu autoturismul personal sau alte tipuri de autoturism individual, care trece la taxi sau autoturismul unui vecin, autoturismul unui prieten. Marja sau această cotă de deplasare, a modului de deplasare, este peste jumătate din deplasările care se întâmplă. Deci, e o cotă foarte mare la nivelul întregii țări, la cel puțin, a tuturor celelalte mai mari, a tuturor celelalte orașe de la imagine care au realizat planul de mobilitate. Deci, practic, obiectivul nostru principal va fi să intervenim cu tot felul de intervenții și de acțiuni, astfel încât să încurajăm utilizarea altor moduri de deplasare în urmă. Mersul pe jos 19%, care este rezonabil, transportul public 21%, o cotă foarte bună de transport, dar care poate fi îmbunătățită, și, bineînțeles, bicicleta 6,7%, care este un punct bun de plecare, dar care, bineînțeles, mobilitatea și transportul public poate fi îmbunătățită prin intervenții. Aș vrea să trec mai bine la partea de proiecte. Nu știu dacă sunt mai ajuns la 49. Cum implementăm viziunea? Am spus de Turda inteligentă, elemente de Smart City pe care vrem să le implementăm. Smart City este un concept care intervine în viața de zi cu zi și, bineînțeles, care are componente care vizează partea de mobilitate cu precădere pe partea de transport public, pe zona de biciclete, parcări, autovehicule electrice, transportul de marfă, transportul rutier, managementul traficului, monitorizarea viitor. Deci, pentru fiecare tip de transport,
transport, există aplicații care pot îmbunătăți calitatea serviciilor desfășurate. Și, practic, ăsta este pilonul de bază la care plecăm. Pe transport public. Și acum o să le iau pe fiecare categorie. În parte, pe transportul public. Avem un portofoliu de inițial, deci până în 2020, de 8,37 milioane de euro, care vor fi alocați pentru. Primul rând, înființarea unei companii de transport local și acest lucru deja a fost realizat, practic după ce va expira contractul cu STT, în februarie 2018, odată cu finanțarea realizată pentru achiziția de autobuze, primăria va opera sistemul de transport public cu o companie deținută de Consiliul Local 100%. Apoi, o altă condiționalitate pentru obținerea finanțării anabusabile se referă la semnarea unui contract de servicii publice pentru transportul local care să fie aliniat cu cerințele europene. Achiziția de autobuze ecologice, fie electrice, fie hibride, în momentul de față, ghidul solicitatului pentru acest tip de finanțare nu este public, nu este publicat, astfel încât să putem să luăm o decizie dacă este mai bine să obținem finanțarea anabusabilă pentru autobuzele electrice sau pentru hibride. Acest lucru probabil va fi stabilit în următoarele 2 săptămâni. Apoi ne dorim modernizarea stațiilor de transport public, modernizarea autobazei pe care am preluat înapoi de la STT și dotarea cu echipamente pentru mentenanța autobuzelor care vor fi luate prin proiect. Acest portofoliu, pe scurt, este până în 2020. Apoi, bineînțeles, dorim realizarea sau planificarea unor noi trasee de transport public ca să crească partea de acoperire a zonei urbane. Avem zone cu densitate destul de mare care nu sunt deservite de traseele existente. Mare parte din traseele existente se suprapun pe aceeași rută, diferă frecvențele și orele la care se merge cu niște diferențe de capete. Am identificat zona generală Dragalina cu Dr. Grațiu, Simeon Bărnuci, zone cu cerere și cu necesitatea de a include acest sistem de transport public, tocmai solicitări venite de la cetățeni și prin analiza faptului că pe același traseu, dacă mergi, nu o să obții niciodată o eficiență sporită, vreau să te diversifici. Altă zonă, Cuza, făcut un inel cu strada Clujului, permite iarăși adaptarea unei populații cât mai mare. În ultimul rând, în micro 3 și primăveri, care primăveri este una dintre zonele de expansiune urbană, cea mai pronunțată în situație, pentru această zonă, de asemenea, este oportună inițierea unei linii de transport public. Pe rețeaua de transport alternativ, pe rețeaua de biciclete, practic, ce ne dorim să facem în perioada 2017-2020, aici nu se vede foarte bine, avem acoperirea pe principalele furnizoare de mobilitate, principalele artere, 20 decembrie, care Turie și Concel Mare, cu conexiunea către zona centrală, Clujului și alții numeam Cuza. Propunem o pistă de biciclete care se fac legătura între principalele două obiective turistice din Turda, anume Salina și zona Plăină, cu mențiunea că acest proiect este încă în discuție la Agenția de Mediu. Și nu în ultimul rând, să încercăm să conectăm castrul de zona centrală printr-o rețea Velo, combinată cu rețea de străzi cu mică capacitate de transport, unde se pot impune limitări de viteză, deci o zonă mai degrabă cu maxim de caracter rezidențial, dar care poate fi utilizată ca o componentă din rețeaua de piste de biciclete, ca să încercăm să avem conectate principalele obiective turistice din municipiu. Se dă de fapt. Aceasta este perspectiva de dezvoltare pe perioada medie, față de cele prezentate apar piste de biciclete pe Clujul Simeon Bărnuțiu, apare o pistă de biciclete de a lungul Iubii Arieș pe strada Constructor,
deci valorificarea marii galerie și crearea unei zone de promenadă. Nu în ultimul rând, strada Călătiei, deci cu extinderea rețelei de piste de ciclete către Via Turzii. Și foarte important, ne dorim să intrăm cu rețeaua de biciclete, de piste de ciclete, în acele zone de cartier, unde spuneam că ar fi de dorit și ar fi să reconfigurăm și să reabilităm acele spații între două. Pe termen foarte lung, deja vorbim de perspectiva anului 2030, când probabil că vom avea tot mai mult acele transporte de bicicletă, dar în caz că vom mișca mai greu ca nație, propunem totuși o continuare a extinderii către zonele de dezvoltare urbană pe care le anticipăm pentru perioada 2030. Și aici este figurată zona fostelor fabrici chimice, care are potențial dezvoltare industrial, logistic, astfel încât infrastructura să va fi nevoită să vină din urmă și să se alinieze cu cererea de infrastructură. Și să închidem acest inel de la Simeon Bănuțu prin probate ciclabilă de doctorat. Dar perspectiva pe termen lung este din ce în ce mai disipată, pentru că este foarte greu să anticipăm în 2017 modalitatea de transport peste 13 ani, atât mai mult să anticipăm prețul bicicletelor peste 13 ani. Pe lângă această rețea de pistă de biciclete, care funcționează 34 de km, din ceea ce am măsurat lungimile străzii pe care le propunem spre modernizare. Venim împreună cu un sistem de viere a bicicletelor, sistem de viere automat. Nu este o invenție, este utilizat deja în mare orașe din țară, este un proiect principiu pe fonduri europene. Un astfel de proiect ar avea un impact destul de mare, ar crește acea cotă modală de 6% a utilizării biciclete cu 1-3%. Deci ar ajunge la 9%. Amplasarea stațiilor de biciclete se va face, bineînțeles, în întreaga zonă urbană, indiferent de zone industriale sau zone cu potențial turistic și zone de locuire. Distanța dintre stații va fi aproximativ 500 de metri, este o distanță recomandată de cei care lucrează în domeniu, astfel încât deplasarea se poate fi făcută cu bicicleta sau pe jos cu ușurință între două stații. Este același principiu care se aplică la sistemul de transport public. Ceea ce ne dorim în plus este ca acest sistem de bike sharing sau de dirijență automată a bicicletelor să fie complementar cu sistemul de transport public, în sensul care ai coborât în stație și de acolo până acasă 500 de metri, 1 km cât mai ai de mers, unde nu intră autobuzul, să poți să te deplasezi cu bicicletă și să ai în apropiere acasă o stație automată de bicicletă. Următorul proiect, foarte dezbătut, noi când am propus, am și propus cu mențiunea că este un proiect ușor fantezist, dar nu nerealizabil și nu neapărat nefinanțabil. Pentru că chiar să includem un astfel de proiect și într-o finanțare nerealizabilă. Țin să menționez că sunt multe orașe din România care au astfel de sisteme de transport pentru accesul către zone sau către obiective turistice. Deva, Râșnov, asta doar ce zic în literatură. Deci, practic, în momentul în care avem în municipiu 600.000, am trecut 600.000 de turiști care vizitează Salima, probabil cu o mare parte din o parte dintre ei, dar și 10.000 de turiști, dacă ar fi, ar putea utiliza acest sistem de transport pentru a coborâ în mod agreabil și de agreabil către zona centrală, la sensul giratoriu de la Castanilor și de a avea acces înspre centru și dinspre centru, către zona Cărgăriște și apoi către Salina. E un proiect care, după cum am zis, de aceea noi l-am și pus într-un orizont de timp mediu spre lung, dar este un proiect care ar putea genera o atracție turistică suplimentară față de obiectivele care există deja acolo. Tehnic e posibil, deci ok. Pe
cooperativ, pietonal și zonă, spun am două proiecte pe care le dorim și care sunt foarte interesante. Unul este pe perspectiva 2017-2020 și se referă la acea conexiune între Castrum și zona centrală, utilizarea rețelelor de străduțe cu acces auto cu viteză limitată. Iar în partea stângă este vorba de acel coridor pe Mala Reșului, strada Costurilor și accesul de zona centrală. Coridoare integrate de transport public. În primul rând, sau nu neapărat într-o ordine prioritizată, este vorba de coridorul public pentru zona, coridorul de mobilitate integrată pentru zona industrială, strada 22 decembrie. Apoi vom avea un coridor care să deservească zona de est a municipiului, bineînțeles, trăsile și face mare și care Tritonii. Un coridor central care va cuprinde piața Libertății, piața 1 decembrie, STS, Castelul și apoi Armenia Pătrâni-Crășan, înspre piața Basarabiei, continuându-se apoi pe două variante, Plujului împreună cu Cusă. Și o să prezentăm niște simulări pe care colegii mei le-au pregătit. Valoarea totală de 24,5 milioane, împreună cu cele 8 milioane de transportul public, constituie un portofoliu pe care credem că putem să finanțăm, nu întreg, dar mare parte din el putem să finanțăm în perioada imediată următoare din fondurile europene nerambursabile. Suntem încurajați de cei de la ADR Cluj pentru a pregăti și a implementa aceste proiecte. În mod concret, pe dăm la exemplu coridorul integrat 22 decembrie, deci este zona industrială, dar în același timp este zona de intrare în oraș, dinspre București, dinspre Sibiu, deci este zona de acces a turiștilor și a oamenilor de afaceri către Bolna. În momentul de față, știm cu toții, arată dezastruos, sunt două benzi carosabile extrem de deteriorate, tiruri, parcate sau trafic, tiruri parcate de la stânga, noroi, trotuare degradate, spații de degradare. Practic, în ce ne propunem este să integrăm și să reabilităm toate aceste elemente, inclusiv reabilitarea alimentelor de spații verzi și introducerea pistelor de biciclete. Însă, este un tronson cu o lățime variabilă între 16 metri înspre intersecția cu Ștefan cel Mare și 26 metri înspre ieșirea strada Armatei. Ceea ce ne face să trebuiască să venim cu soluția adaptată pentru fiecare tronson în parte. Am lucrat la o prezentare cu arăta. Ceea ce propunem prin proiect este să lărgim partea de carosabil la 4 benzi. Singura modalitate, mai ales că acest proiect dorim să-l propunem pe fonduri europene, singura modalitate de a finanța un astfel de proiect este de a introduce benzi dedicate pe acele spații care în momentul de față sunt ocupate de tirurile parcate. Rămânând în spațiu până la gardurile proprietăților, spațiu suficient pentru implementarea de piste de biciclete cu parte și pe alta curbului, trotoare, stații de autobuz, chiar cu neamantă de spațiu de locomotivă. Următor coridor este cel este. În principiu, noi am definit sau am denumit aceste coridoare în neapărat de formă de străzilor, ci de, în funcție de fluxul de est, vest, nord, sud sau de funcționalitatea de cele de zona industrială. La zona este, pe care trebuie, bineînțeles, ce face Mare și Calea Victoriei, foarte importantă și care face legătura, statul de drum național face legătura cu zona de est, Târgu Mureș, Bistrița și spre Moldova. Deci o altă poartă de acces în oraș. Valoarea mea este de proiecte de 5,4 milioane de euro și presupune 3,2 km de reabilitare, repet, în mod integrat de infrastructuri rutiere, pietonale, velo și a spațiului liber. Aici avem profile pe care și cu lățim variabile, zone cu 3 de circulație, zone cu 4 de circulație și chiar
care zone care de ce trebuie să facem pentru ne-am amenajat în momentul de față. Deci proiectele pe care le-am propus, pe care le propunem, bineînțeles că vor suferi ajustări în funcție de ajustări pe teren, în funcție de disponibilitatea spațială pe care vom avea în zona respectivă. Ana de circulație este de fapt de minim 3,5 metri, astfel încât să acomodeze și autobuzul și traficul greu. Referitor la traficul greu, în perioada de perspectivă, dată cu finalizarea legăturii între autostrada 3 și Mărginești, traficul greu practic va fi scos în mod natural, cel puțin pe ruta est-vest, pe autostrada cu Via Turzii și apoi conexiunea direct către zona Clujului spre centura Turcie. Și atunci, traficul greu din orașul Cluj va suferi o scădere. Asta este ceea ce se va întâmpla în mod cer. Astfel încât orașul va reveni și va deveni un pic mai respirabil din punct de vedere al traficului, datorită eliberării de autocamion. Bineînțeles, rămâne problema traficului greu pe 23 decembrie, pe care o vom trata separat. Ca model, aici pe acest coridor propunem o pistă de biciclete cu lățime de minim 2 metri, pe o parte sau pe cealaltă. Bineînțeles, aici e vorba de urbaniști, de arhitecți, care să recomande. Proiectele vor fi din nou în consultare publică individuală, probabil în zonele de impact, astfel încât locuitorii din această zonă să poată să pronunțe dacă sunt sau nu de acord cu astfel de intervenții. Mai departe, coridorul central, după cum spuneam, Libertății, de astăzi, decembrie, Andrei Șacuna, Gheorghe Loază, Axente Sever, Castanilor, Programeanu și Andrei Mureșan. Ce dorim să facem aici, în primul rând, este să reabilităm carosabil, să reabilităm partea de trotuare, acolo unde nu a fost realizat acest lucru, aliniamente de spațiu verde și stații de autobuz, mai puțin pistă de biciclete. De ce? Pentru că pe partea de piața Libertății, piața 1 decembrie, pista de biciclete poate fi dezvoltată, cum spuneam, pe puta pietonală, malul Arineșului, puta pietonală, parc și acces direct în piața 1 decembrie, deci nu și nu avem spațiu în, pe strada Libertății și în piața Română. Un principiu pe care l-am aplicat în care am propus aceste tipuri de intervenții a fost să nu micșorăm capacitatea de transport pe străzile actuale, mai ales dacă ele au statut de drum național și în condițiile în care traficul extern nu va dispărea în timp când va fi finalizat acea varianta coridoră, să zicem, Mărginești a 3. De aceea am încercat ca pista de biciclete să o ducem pe acele zone unde, într-adevăr, trama stradală permite în momentul de față. O altă condiționalitate pe care o avem este să nu intrăm cu pista de biciclete pe trotuar. Problema cea mai mare a unui pieton este nu mașina parcată, ci biciclistul care vine cu vițeză. În același timp, biciclistul cea mai problemă nu sunt mașinile din trafic, față de care are atenție, dar pietonii cu care sunt în atenție, care se mișcă liber, pe trotuar. Și atunci, acesta e un alt principiu de a realiza pista de bicicletă în sit propriu, da? Individual față de carosabil și față de pieton. Iar rețeaua pe care o propunem să fie cât mai greată și să reprezintă traseul cel mai scurt între două puncte. Ori da, am luat-o pe zona Libertății piața 1 decembrie, a fost ușor ocolit. Același lucru pe zona Andrei Mureșanu Abramianu. Acolo este un profil de stradă de 3 benzi pe care trebuie să reabilităm și poate o bandă poate să rămână zonă de parcare cu o anumită parte a străzii sau poate fi acomodată ca bandă de transport public. Pista de biciclete dorim să o ducem de Mihai Munescu și apoi ieșirea pe Nicolae Iorga către parcul Basarabii și apoi continuare pe Clujului și pe Cuza. Deci încercăm totuși să îmbinăm, să propunem combinarea între modurile de transport astfel încât să nu, prin intervenția pe un anumit tip de infrastructură, să supărăm pe ceilalți, adică prin
există bicicletă să ajungă șoferii sau invers. Pe zona vest, că avem, cum a spus, un idem care este compus din strada Clujului și strada Alexandru Ioan Cuza. Practic, cele două artere se vor uni și dacă poți să dai lucrurile la partea de aia. Aceasta ar fi propunerea pentru Cuza. Inițial, am spus că am avut o serie de prezentări, inițial aici propusesem modernizarea și pășa extindere la patru benzi. Pe de o parte nu permite trama stradală, în momentul de față acolo sunt doar două benzi cu spații verzi, cu niște rigole foarte late și trotuare. Astfel încât trebuie să ne reorientăm. În aceeași timp, pe Clujului ar putea fi acomodate patru benzi, dar în mod mult mai liniștit, mai natural, ar fi tot trei. Și atunci avem trei benzi pe o parte, trei benzi pe o parte, distanță foarte scurtă între cele două artere paralele, astfel încât ceea ce propunem și asta ne-am și propus până la urmă împreună, este să oferim cale de ieșire dinspre oraș, spre Cluj, să se facă din Andrei Mureșan, care e intersecția de spital, să treacă tot înainte pe strada Cluj, pe strada Cuza, două benzi de ieșire, o bandă de intrare, o bandă de bicicletă cu dublu sens, spațiul verde, deci practic prin utilizarea acelei șanse, acelei rivole, să rămână într-un spațiu verde, dar canalizarea să fie inclusă în subteran. Și reabilitarea rutării, cum vă spuneam. Pe partea cealaltă, dacă avem Clujului, colegii v-au scos din prezentare, este exact varianta viceversă. Da? Intrarea este inclusă la facem de două benzi în continuare, traficul greu direcționat apoi pe Basarabiei Simeon lui Traian, și o singură bandă de ieșire spre Cluj, pe strada Clujului. Chiar și în momentul de față se circulă pe un singur fir, pentru că pe partea dreaptă sunt parcate de mașini. Atunci, chiar dacă avem un trafic greu, se formează coloane și se merge pe o singură bandă. Deci, prin utilizarea acestei alternative, practic, vom mări capacitatea sau debitul de transport pe Clujului, practic, va fi și îmbunătățit, odată cu preluarea unui flux mai mare și pe zona Clujului. Bineînțeles, intersecția între cele două se face prin un sens giratoriu, astfel încât cei care intră în curtea să aibă varianta cât se poate de sigură de a alege între cele două parte. Un alt proiect integrat vizează, după cum spuneam, în zona General Răgalina și Ioan Rațiu. Pe aceste străzi nu propunem modernizarea infrastructurii rutiere, ceea ce propunem aici este extinderea traseelor de, sau introducerea de trasee de transport public, partea unui proiect care se cuprindă inclusiv modernizarea străzii Simeon Mărunciu, Ion Corvin și Pasărani. Ca o altă alternativă pentru Clujului și zona centrală. Acesta este un proiect pe care îl vedem acum într-o perspectivă medie. Tot într-o perspectivă îndepărtată, strada Câmpiei, care în momentul de față, din măcar nu este în proprietatea municipiului, este în proprietatea Ministerului Transportului, prin CNADN, dar care într-o perioadă de timp îndelungată poate fi recuperată și pe același model cum au fost pe cum vor fi, cum vor fi fost modernizate celelalte principale proprietate, să se reabiliteze și să se modernizeze și această zonă. Care în momentul de față arată destul de rău și în caracter de ce am program. Pe scurt, cu roșu, nu știu dacă se observă, sunt coridoarele integrate 2017-2020. Mai departe ar fi completările de portoarele rapidale. Alte proiecte de infrastructură, 30 de milioane de euro, ar fi aproximativ 36 de km de străzi, bineînțeles cu impact pe toate cartierele și pe toate zonele. Nu o să intrăm în detaliu, eu vreau să zic materialul care este deja pe site.
Sunt identificate 4 intersecții majore care vor necesita o reconfigurare, la intersecția dintre Traian cu Alba Iulia, apoi intersecțiile din capetele străzii Poza, cu Clujul și cu Matelei Mureșanu și intersecția Calea Victoriei cu Constructorilor. Aceste intersecții pot fi și nu au fost bugetate zonă separat în, ca intervenții în cadrul planului, pentru că ele pot fi integrate în proiectul de implementare a unui sistem de management inteligent al traficului, deci cu semaforizări și cu refacerea zonelor de intersecții. La Traian cu Alba Iulia, de exemplu, se poate deloci coborârea fizică a Alba Iulia, sunt că există bandă de presele care stâng la fel cu Traian. Și bineînțeles, se semaforizare. Partea de Smart City, cum vă spuneam, toate elementele de infrastructură vor conține tehnologie în ele, astfel încât, asta cred că va fi de presă, astfel încât partea de carosabil, de exemplu, va fi dotată cu sensor ca să gestioneze și să transmită informațiile către sistemul de management al traficului, la camere video care vor fi amplasate și acele sisteme GPS care vor fi în dotarea autobuzelor, nu de altă este o conținere a finanțării carosabile. Apoi, toate aceste date de intrare vor fi transmise către o platformă informatică care va fi gestionată de municipiu, prin poliția locală sau prin operatorul de transport. Și cu aceste date pot fi utilizate atât de cetățeni, astfel încât să știe traseele, orarul de deplasare, durata de deplasare, eventuale întârzieri ale unui autobuz pe un anumit trasă, dar și de administrație, astfel încât să știe în timp real câți călători sunt într-un autobuz, câți au plătit bilet, câți nu au plătit bilet, astfel încât să poată acționa în mod rapid să realizeze în timp scurt pe acest anumit. Să facă statistici referitoare la gradul de încărcare pe un autobuz, pe anumite ore, pe anumite rute, să poată să facă politici de încurajare a transportului pe anumite rute. Deci eu, practic, un mod concret care această nouă tehnologie, nouă România, dar deja implementată în multe orașe europene și în lume, ajută administrația și cetățeanul în partea de mobilitate și partea de transport. Scurt, o aplicație realizată de intrare, o aplicație pe mobil, o aplicație pe calculator. Un alt element important pe care vrem să îl finanțăm din fonduri europene este sistemul de ticketing. Iar nu este o inovație. El s-a dorit inclusiv în cadrul contractului cu STT să se realizeze. Și rămâne ca o obligație neîndeplinită. Se poate finanța prin fonduri europene. Sistemul de ticketing va fi integrat în cadrul celor de finanțare pentru aceste proiecte de infrastructură. Și în special dorim să facem accesul către sistemul de transport public pentru locuitori la cetățeni turiști cu un cadru unic, cu un cadru unic care să permită accesul și la sistemul de autobuze, și la parcări, și la obiecte turistice, prin un card turistic, și la sistemul de bike sharing, deci o utilizare mai amplă. Și o utilizare integrată, care se asigure partea de intermodalitate. Pe scurt, ceea ce ne dorim să finanțăm, etapa 1, 30 de milioane de euro, pregătim protocolul pentru accesarea pe programul POR Fața 3.2 de mobilitate cu depunere în 2017. Principiul de finanțare va fi primul venit, primul servit, ceea ce înseamnă că dacă vom avea proiectele pregătite și în regulă, în punct de vedere administrativ, cu siguranță vom primi finanțare, indiferent de politic, de concurență, în momentul în față, Turda și Putești au cele mai mături de protocoli de proiecte și municipiul care în regiunea noastră. Deci concurența este la comunitate. Ceea ce ne dă speranță ca în perspectiva anului viitor, într-un nou apel de finanțare, să putem accesa o etapă anterior alte proiecte de continuare a părții de dezvoltare. Mai avem un proiect de dezvoltare a prăturii rutiere în zona băilor Turda, cu depunerea în acest an, în iulie, pe Poraș 7, un proiect de 4,2 milioane de euro, fără de grad, și proiectele de AS5, proiectele de
primit tot pachetul de finanțare nebazat pe fonduri europene în proporție de 71%. Acesta a fost prezentarea, sper că nu m-am plictisit și fiind vorba de consultare publică, mai puțin monolog, aș vrea, dacă există recomandări sau sugestii sau alte idei pe care nu au fost găsite în plan de mobilitate sau întrebări referitoare la GPS-ul de pe bicicletă, vă stau la dispoziție. În primul și primul rând, am consultat un plan de mobilitate urbană pe care scrie mai 2017. A avut ceva mai nou decât ceea ce am eu pare de să aibă găsit. Nu, cred că planul de mai 2017 este cel care a fost propus în consultare publică. În ultimul congres. Și deci nu se modifică. Primul rând, am niște nevrămuri legate de frecvențe. Frecvențe și comasări de linii. Eu am văzut niște diagrame, niște grafice de circulație care au văzut doar cele vechi, care prezintă situația existentă și cred că un plan ar fi trebuit să prezinte tocmai o nouă variantă. Acel comasări de linii, de care se amintește la pagina 106, de suprapunere de linii, de modificări de trasee, nu au nicio proiecție, nu au niciun timp, nu au nicio stație, nu au nimic. Deci se vorbește doar de situația veche, care, în mod normal, e spus pe mai multe lucruri, că nu reflectă viitorul și sunt de acord cu dumneavoastră. Deci este ceva care se repetează de peste 15 ani și, dacă tot se face un plan cu unitatea urbană care trebuie să asigure viitorul transportului, m-aș fi vrut să fie ceva concret, să fie fluxurile de autobuze stabilite, frecvențele, numărul de mașini, stațiile. Pentru că asta, acest proiect va ajunge pe masa consilierilor și deci va aproba ceva ce probabil nu are nicio formă finală, nu știu ce. Pornind de la lipsa, această lipsă, nu-mi dau seama cum s-a stabilit acel număr de mașini de 20, care este util. E acoperitor acel număr de 20 de mașini. Pe noua proiecție. Pe noua proiecție. Nu există acele calcule și acele frecvențe. Da. Și o să vorbim de toate. Perfect. În analizează situația actuală, cu diferite tipuri de transport. Practic, ce din noastră acolo este exact la parte de situația actuală, situația existentă la identul prea problemă. În paralel cu planul de mobilitate de transport de a fost redată în studiul de oportunitate și în paralel cu studiul de oportunitate privind delegarea sistemului de transport public, se va aproba de către Consiliu un nou regulament, da? Practic, un nou grafic, un nou regulament cu noi trasee și în cadrul regulamentului de transport, care este sarcini de operare pentru nou operator de transport, acolo vor fi stabilite frecvențe, ore, număr de curse, stații. Deci, practic, ceea ce prezintă planul de mobilitate este, de fapt, o viziune de dezvoltare a unui sistem de transport. Țin să menționez aici că a mai fost această întrebare, inclusiv în articolul celor de la Info Arieș, cu întrebarea de ce sistemul de transport public pe care noi încercăm să îl propunem se oprește doar la aria Oatenului Turda. Răspunsurile sunt două. Unu, prin regulamentul european 1370, operatorul de transport este obligat să rămână pe aria respectivă a municipiului pe care îl deservește sau să facă parte dintr-o asociație de dezvoltare intracomunitară, deci e permisă asociația de dezvoltare intracomunitară. În schimb, pe finanțarea europeană, pe program regional, pe banii pe care putem să-i accesăm noi, municipiul Turda, fiind municipiul nereședință de județ, nu poate face parte dintr-o asociație de dezvoltare intracomunitară în care să fie implicate și alte zone rurale. Da? Cum are, de exemplu, posibilitatea Clujul, prin dezvoltarea acelei zone metropolitane, care înglobează zone urbane, dar ei sunt pe altă categorie de finanțare. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne limităm la... Știu că acum nu răspund concret la întrebarea noastră, dar ne-am adus aminte de... Nu, dar am fost în întrebare și mi-am adus aminte de ea. Într-o primă fază, propunem această dezvoltare către trasee la nivelul municipiului. Frecvențele, stațiile, numărul de autobuze vor fi stabilite prin studiul de și prin regulament și care
păstrare, dar în momentul de față nu sunt dat. Adică ele vor fi prezentate Consiliului tot așa în care două săptămâni. Operarea și noile trasee va începe și noua frecvență cu noile autobuze, va începe abia viitor, știți foarte bine, după ce va fi finanțată. Salul de autobuze se stabilește inclusiv. Necesar prin necesarul de autobuze l-am stabilit în baza măsurătorilor pe care l-am făcut în studiul de oportunitate pe care l-am făcut în față. În mod normal, din câte știu eu, pentru stabilirea necesarului de autobuze se plătește de la traficul de la flux și de la necesarul de transport, de la loc de călători. Sunt de acord, da. Dar cred că configurăm rețeaua noastră în momentul de față la STT, aveți 25 de autobuze din care utilizați în mod curent 17. Asta sunt datele pe care le-am primit oficial de la, de la STT. Ori între 17 și 20, cred că sunt în deja de curs. Acum, prin reorganizarea traseelor existente, astfel încât să nu avem și 11, 12, 13 după aceeași linie de 5 minute, ci o restructurare, credem că 20 de autobuze hibrid sau electric, care pot fi achiziționate pe unele europene, sunt suficiente într-o anumită măsură. Mai este un aspect. Turda, cum spuneam, mai este o competiție cu celelalte municipii și orașe din regiunea Nord-Est pe un buget limitat, care pe regiunea Nord-Est pentru 2014-2020, cam mai mult 2017-2023, e undeva la 110 milioane de euro. Ori, nu avem posibilitatea achiziționării de autobuze diesel, deci trebuie să mergem pe autobuze care au fost investiționale să fie ridicate. Nu putem să finanțăm o flotă de 30 de autobuze, să dau de un exemplu. În cazul în care va fi necesar o suplimentare a flotei de autobuze ecologice, se pot achiziționa din buget local în cursul de timp, dar 20 pentru început este achiziționare. Liniile vor fi stabilite cu frecvență și cu tot, ținând următoare, spuneați? Da, pe parametrii.
trasee cu frecvențe, orar și programul să distanță. Cineva face așa, e o chestie foarte delicată și foarte... Din punct de vedere individual sau din punct de vedere juridic? Noi, în pachetul de servicii... Deci, un program de transport eficient este o chestie care presupune un studiu, cel puțin echivalent cu studiul pe care ați dumneavoastră din deja. Sigur. Și era curioasă că dumneavoastră le face sau echipa dumneavoastră? Echipa noastră, exact. Da, să zicem, noi în pachetul în cadrul acestui contract pe care l-am făcut, chiar aș... Cu cea mai precedent, sigur. Aș vrea să văd cum arată într-o formă finală acel. Legat de ce mi-ați uitat, mi-ați sunit la video legat de chestia de metropolitanul, pe structura cu anul s-a trecut după așa metropolitanul? Nu? Pe structura? Am înțeles. Deci, mi-a spus domnul. Deci, există o necesar pe structura cu anul, comunitatea urbană. Adaug un alt exemplu. De la săptămâna trecută, la Agenția de Dezvoltare la Cluj, a fost invitată toată municipiile și orașele din Nord-Vest, care sunt eligibile pe această competiție de proiect. Când i-a dus, iar era fel, plată mobilitate, elaborat de anul trecut, de sine stătător, care privește pentru țară în mod logic, niciunul, nici altul, în termen lung, nu pot fi neapărat sustenate. Bun, când la Agenția de Transport Public nu e neapărat serviciu economic, ci este un serviciu public, asta e și contractul de servicii publice conform regulamentului, dar cred că ar fi mult mai eficient dacă, într-adevăr, s-ar putea face o asociere de dezvoltare intracomunitară pe transport public și probabil că în perspectiva, sau într-un termen mediu, cam aceasta ar fi direcția, pentru că există, clar, navetism, există navetism școlar, care poate fi susținut prin transport. Din experiența proprie am văzut că firmele resunt imediat apropierea toți și care beneficiază de transportul local, vorba de un kilometru sau doi în afara localității, efectiv preferă să angajeze personal din alte localități, nu să angajeze din tuturor. Deci, cum e depozitul Caufla, din cunoștințele mele, i-ar fi dorit să aibă să beneficieze de acest gen de transport și din cei peste 600 de angajați care au depozitul logistică, mai puțin de trei investitori. Dacă ar fi fost transportul până acolo, probabil sunt aproape la fel de mult din când i-ar fi, cred. Și bineînțeles, acolo e și unde de depozitul Caufla este o zonă industrială, o parte industrială de dezvoltare, ceea ce siguranță și de la constrângerii caractoare, în sensul în care trebuie să avem presiunea aceasta, mi-asum deja că sunt parte în acest proces, presiunea expirării contractului cu operatorul privat, apoi presiunea obținerii finanțării nerambursabile. Dacă am fost în direcția asta, trebuie să ne mișcăm într-un ritm de studiare. Și atunci, a strânge toată lumea și a face un ADI, a face un operator, diferențe de viziune, diferențe de administrare. Am hotărât sau am decis că e mult mai oportun pe termen scurt să rezolvăm problema actuală prin acțiunea proporțelor corpului. Dar, repet, pe termen lung poate fi o soluție. Ca paranteză, lucrăm cu un municipiu care are operatorul în baza unui ATI, are deja contract în baza regulamentului european de 370 și vreau să spun că sunt probleme în cadrul acelui ATI între entitățile administrative care nu pot să primărie, Consiliul Județean și da, până nu o să facem singura administrare, o să fie un pic delicat. Încă, domnul Neasu, mi-ați dat ideea, dacă nu se obține finanțarea și se întâmplă transportul? Noi deja avem un plan de lucru care mizăm foarte, foarte mult că vom ține această finanțare și v-am spus că am avut discuții în Ministerul și acest proiect toți doresc să obțină finanțare. Absolut. Și în momentul de față, Turda și Dejde sunt împreună cu Carita, care am un proiect mai micuț, sunt municipiile care sunt cel mai avansat în punct de vedere pregătire de documentație. Și pe principiul primului infrastructurii, nu avem de ce să mă obținem finanțare, atât timp cât toate documentele sunt în regulă. Finanțare nu se modifică la nivelul
se trebuie să stai către România, chiar dacă trebuie să discutate chestii. De regulă sunt optimist, am mai să spun ce să mă întreb, dacă nu. Eu sunt pesimist. Ok. Deci nu există un plan de... Deschideți microfonul și închideți. Există un plan de urmare a măsurilor. Avem întâlniri frecvente cu lateral. Care reprezintă o presiune strategială pentru Moldova și pentru Moldova. Deci aceste întâlniri frecvente, asta și urmăresc să analizeze calitatea materialului pe care le avem în pregătire în acest moment și să urmeze Exact.
întreb de revizia activitatea suplimentară, nelegală sau la acces în cazul cu greu în oraș? Bineînțeles. Asta ne dorim și noi. Păi, asta vă spuneam, în primul rând, în mod natural, traficul greu de tranzit, da? Vorbim de cel la trasă generat în municipiul. Traficul greu de tranzit, în special operațiile din vest, în nord, sud, da? Pe autostrăzi, vor fi preluate de autostradă în momentul în care se va finaliza drumul de legătură între A3, autostrada 3 și DN1 în zona Bărbinești, care va sparge traficul greu către centura Crujului la Vâlcea. În mod concret, pentru municipiu, pe termen scurt, nu am înființat proiecte care se prezintă traficul greu. Un raționament ar fi că avem alte proiecte prioritare până la rezolvarea traficului greu, dar pe termen mediu și nu, avem prinse proiectele care să viseze accesul traficului greu către zona industrială și zona logistică, da, 20 decembrie, în dreapta și în stânga, prin crearea de accese, mai ales noi, cum modernizăm 20 decembrie, vom limita accesul și parcarea celor pieruri. Din câte știu, studiul de fezabilitate a fost deja finalizat și aprobat de Ministerul Transportului în Consiliul Tehnic Economic. Urmează obținerea visului de mediu în funcție de bugetul, care este un proiect care ține de bugetul național, în 1, 2, 3, 4, 5. Dar nu este un proiect care se ține de municipalitate. Deci este un proiect care ține de Ministerul Transportului. Turda se află în concurență cu mai multe orașe la care ați oferit consultanță. Cât de sigur putem să fim că suntem unul dintre orașele, dintre mai multe orașe, Brăila, Sele, Jdej, Băinești, Podreu, Secuiescu, Bozia, că noi o să fim primii. Sau o să fie ceilalți care o să rămână în urmă, tot din firmele consultanței noastre? Nu are legătură nici cu Sebeșul, nici cu celelalte orașe pe care le-am ți-a spus. Partea noastră de consultanță de altă, oferim consultanță pentru mai multe municipii, nu e niciun secret, chiar de Madrid, pentru că suntem societatea cu cel mai mare portofoliu din România, societatea românească, cel mai mare portofoliu de plan de mobilitate, lucrăm în zona asta de aproape 3 ani, sunt de primii care am vorbit de zona asta. Consiliem pe toți și consiliem cu drag la aproape de fiecare, toți clienții cu care lucrăm, și nu văd care problemă, de ce să spuneți că... Să înțelegem ceilalți, deci celălalt oraș care concurăm noi în zonă, având proiecte înaintea noastră, o să ajungă înaintea noastră la... Nu, n-am spus asta. Deci noi în regiunea Nord-Vest, eu chiar îmi doresc să obținem cât mai mult din suma alocată de finanțare pe municipiul Turda, în mod transparent, în regiunea Nord-Vest lucrez și cu municipiul Brăila. Deci, va avea o echipă astfel încât să atragem, dar asta e o chestiune pe care îmi doresc, să atragem toate fondurile regiunii Nord-Vest încă din primele zile, pentru că avem suficiente proiecte gândite și planificate pe cele două municipii. Deci, atât e pe regiunea Nord-Vest. Restul municipiilor, Zalău sau ce ați mai spus, municipii reședință de județ, care au fonduri prealocate. Deci ei nu sunt în competiție cu nimeni altcineva, ei au deja știu fiecare municipiu reședință de județ ce sumă are prealocată. Deci competiția se dă între noi și ceilalți. Ceilalți de din regiune, de dimensiunea municipiului Turda. Și menționez încă un aspect important. Turda este cel mai mare municipiu din regiunea Nord-Vest. Este cel mai mare municipiu, are cele mai mari nevoi, dar în același timp are și cel mai mare potențial de a implementa astfel de proiecte. Imaginați-vă, nu știu, Valea Luminar, de exemplu, fără niciun fel de supărare. Este un orășel, 10.000 de locuitori, care nu are ce proiecte de mare apătură să propună astfel încât să atace bugetul disponibil la care vă test în detrimentul municipiului. De asta, în alte elemente pe care l-am luat
grupuri imature de prieteni majore care se atragă de mai mult oameni. Și suntem între puținele municipii din regiunea Românesc care are un sistem de transport public funcțional în momentul de față. Dacă nu luați în considerare zonele industriale ale orașului, în care toți studenții o să circule efectiv la ore de vârf, cum o să faceți să fie traficul așa până când să fie ceva funcțional? Pentru că asta trebuie să trebuie să remodelăm modelul și să facem o investiție de pe el. Adică avem zona 22 decembrie, o să avem probabil, dacă primăria o să aibă planul de extindere a unei zone industriale, să avem alte zone industriale, ceea ce o să facă ca traficul să fie într alte zone. Modelul informatic care stă în spatele planului de mobilitate prevede elemente de perspectivă pe termen mediu și lung. Baza de pe care noi le-am introdus în urma pietrelor de teren și baza elementelor naturale, creșterea PIB-ului, scăderea populației, creșterea numărului de matriculări. E foarte important. Avem un grad de motorizare foarte scăzut vis-a-vis de media europeană, dar în același timp este un grad de motorizare care crește și populația scade. Deci toate aceste lucruri sunt în mod natural introduse în modelul de transport. Astfel încât modelul propune viziunea de dezvoltare și situația fluxurilor, fluențelor, derivelor de capacitate pe perioada care le-am stabilit pe termen mediu 2023 și pe termen lung 2030. La momentul 2030, de asta este și un document care ține parte de, sau ține cont de zona de urbanism, din păcate nu am o prezentare de astăzi, dar la 2023-2030, care deja este o perspectivă de termen lung, bineînțeles că am ținut cont de zonele de expansiune urbană și nu numai zona 22 decembrie, care clar va trebui să fie o zonă regenerată cu funcțiuni industriale, logistice, poate și de locuință, pentru că există acea zonă cu colonie pe strada Armatei. Deci e o zonă complexă acolo. Bineînțeles că infrastructura și cum se întreagă, prins deja un proiect de modernizare a infrastructurii sau de crearea infrastructurii de acces în zona fostelor fabrici chimice. De partea cealaltă, de partea dreaptă, dacă nu mai urmă spre noi, partea dreaptă, de asemenea, propunem pe termen lung și acest lucru a fost, acest proiect a fost propus în etapa de consultare a publică, deci a fost o recomandare venită din partea locuitorilor, de a realiza accesul pentru transportul greu către acele agenții economici prin partea din spate, pentru că vorbim de un drum de acces care se lege de la intersecția 22 decembrie cu Armatei către strada fabricii. O altă zonă care poate fi valorificată. Pe malul nordic al Argeșului, da? Iarăși o zonă care se va construi, o zonă care se va dezvolta, unde infrastructura va trebui să țină pasul cu acea dezvoltare. Va fi nevoie pe perspectivă de un nou pod în zona Kauflandului. Iarăși un proiect care, în urma discuțiilor și în urma prezentării de luna trecută, trebuie dus în plan. Deci, ne-am ținut cont de partea de dezvoltare și pe termen lung și pe termen mediu. Dar, în special, focusul, fără să ne iei lucrul ăsta, este pe termen scurt pentru rezolvarea punctuală a problemelor. Așa că, în urma acestui document. Și ceea ce ne dorim este ca un astfel de document să nu fie o altă strategie pusă într-un raft, într-un primul de proiect, sau, ci pur și simplu să fie un document activ și un instrument de monitorizare a implementării proiectului. E o dorință personală, dar să știți că dintre orașele pe care deja am finalizat, unde am finalizat deja planul de mobilitate, să știți că lucrurile deja se întâmplă. Au apărut sensuri giratorii noi, au apărut reabilitări de străzi noi, trotuare, piste de biciclete în referat la oraș, în referat la Sedeș, planul care a fost făcut de 2015-2016. Deci lucrurile se întâmplă. Cum urmărim, practic, această strategie? Eu am setat acum cuvântul doamnei director Grafene, care va avea o prezentare referitoare la strategia de dezvoltare locală Turda, 2017-2030, un alt document strategic necesar pe
generare și economie. Am vrut să revin în acest plan cu sistematizarea ceea ce data trecută menționasem ca următorul uriaș de unele proiecte, unele care sunt deja prevăzute în planul de investiții, altele care sunt în pregătire, unele care sunt în diverse stadii de maturitate, cum obișnuim să folosim aceste teme, stadii de maturitate reflectând momentul în care s-a făcut proiectul în dezvoltarea sa. Idei de proiect, proiect care deja și-a găsit în amplasament, proiect care are un studiu de dezabilitate sau un proiect tehnic, proiect care deja este vizat pentru a fi înaintat spre finanțare, etc. Diverse state de dezvoltare. Toate aceste proiecte au fost conturate în cele 5 direcții strategice, pentru care am primit semnale de susținere, astfel încât astăzi am să fac sumarul discuției noastre de data trecută în felul următor. Având ca în minte, ca tehnicieni și în suflet, ca cetățeni, valorile locale în jurul cărora s-a structurat strategia sunt o istorie importantă pentru istoria României, care este reprezentată și care se așează pe teritoriul municipiului Ruta, tradiții economice care dau un profil specific municipiului, o tradiție industrială care nu s-a pierdut și care în momentul în care Europa se reindustrializează, trebuie luată în considerare, patrimoniul cultural fabulos și valoros, patrimoniul natural absolut semnificativ și plin, care dau împreună o combinație extrem de rară la nivel mondial. De asta ne și gândim, de exemplu, să încercăm o aplicare la UNESCO pe categoria patrimoniului. Importanța teritorială întotdeauna a avut acest oraș. Ea ar trebui revizuită în contextul teritorial actual, care are o substanță deosebită, o atractivitate turistică și un potențial turistic de excepție. Avem o comunitate diversă, bogată în tradiții, avem reținem o poziție importantă în teritoriu și, desigur, avem parteneri care împreună pot fi puternici și pot genera proiecte semnificative pentru teritoriul și comunitatea locală. Problemele noastre se axează pe calitatea cadrului nostru, aici ai infrastructurii de acces, pe îmbătrânirea și neîncrucurarea comunității, pe turismul care are o comunitate considerabilă, dar se bazează aproape exclusiv pe Sabina și pe zona economică centrală, plus conexiunile cu teritoriul, la obiective culturale și naturale semnificative, un profil economic în suferință, dar cu potențial de regenerare și scăderea forței municipiului în exercitarea unui teritoriului rol de ecologizare. Astfel încât ne-am axat pe 7 categorii de potențial și de oportunități importante pe care municipiul dorește să le publice și are această postă, și anume valorificarea patrimoniului istoric, arhitectural, cultural și natural, valorificarea proximității în raport cu zona metropolitană Cluj, unde terenul este din ce în ce mai scump, viața este extrem de scumpă, spațiile de birou și de în clădirile de educație este din ce în ce mai scăzut, ca atare se uită în jur unde s-ar putea dezvolta. Situația pe un coridor de dezvoltare important este din nou un factor pentru noi. Acestul la o rețea intermodală majoră de transport, constituind suntem o componentă a rețelei de orașe și de cu valoare istorică a României și a Europei, ne aflăm și suntem parte a comunității urbane Marieș și a cadrului existente și potențial a polului agro-industrial Marieș și suntem parte și în proximitatea altor turistice internaționale. Pe aceste argumente a fost clădită strategia, reacând în memoria dumneavoastră cărțile care se vează argumentele
invocat pe Amazon și am să vă readuc în memorie de asemenea structura parteneriatului, care este apornit, s-a construit pe cele 5 grupuri de lucru corespunzătoare celor 5 direcții strategice și care în procesul de aprobare a strategiei va constitui subiectul unei hotărâri de Consiliul Local, tocmai pentru a funcționaliza acest parteneriat și a face activ și aplicat și util comunității pentru care s-a construit. Vă readuc în memorie faptul că am început să lucrăm la o hotărâre de Consiliul Local pentru asociațiile de regenerare urbană. Am avut, trebuie să puntez acest lucru, o neașteptată deschidere din partea noastră de mari invitate și a atenției sale legale din Turcians, având în vedere că Marea Britanie deține o experiență semnificativă în regenerare urbană, de a putea colabora pe aceste intențiuni strategice. Vă prezint viziunea de dezvoltare strategică pentru care s-a adoptat și anume, putea se va dezvolta utilizând inteligent potențialul propriu pentru a apăra trei provocări. Polul de dezvoltare în vecinătatea zonei metropolitane Cluj, oraș istoric al României, orașul salinei pentru turismul internațional, obiectivul strategic general fiind acela de a ne dezvolta sustenabil și competitiv, valorificând tocmai aceste categorii de potențial. Obiectivele strategice au o denumire scurtă, dar la spatele lor stau politici publice pe care o să le dezvolt în dată. Deci avem un obiectiv care privește regenerarea urbană, care se reinventează, un obiectiv care privește regenerarea comunității în turda toată lumea se simte acasă, obiectivul care se referă la diversificarea și sofisticarea turismului turda, centrul de experiențe publice, tradiția care a trebuit să susțină regenerarea economică face subiectul obiectivului din strategia numărul 4 și se adresează competitivității și, nu în ultimul rând, dorim să contăm mai mult pentru teritoriul. Acesta este obiectivul 5. Dorim și putem. Acum, cu previziunea dumneavoastră, deoarece PowerPoint-ul nu permite o visibilitate adecvată, o să vă rog să îmi permiteți să prezint proiectele care sunt foarte multe până, deci dacă se văd, sigur că ele sunt postate pe site, dar și fac dovada faptului că le-am integrat pe categorii de programe. Ideea care este că fiecare obiectiv a fost configurat într-o suită de programe pe care le aveți în coloana din stânga, pe aceste proiecte. Aceste proiecte constituie contribuția tuturor celor care au participat în cadrul grupurilor de lucru, precum și contribuțiilor din exterior, pe care le-am avut prin mediul și pe care le-am depărat în aceste programe. Da? Avem un cadrul programului de asigurare a cadrului de acțiune și documentarilor pe planificarea de dezvoltării urbane, ceea ce dumneavoastră ați menționat aici în câteva lucruri și acum, mă rog, din diverse discuții. Și anume că atât planificarea cu ce strategia și timpul trebuie să contribueze într-un plan urbanistic general. De ce? Pentru că fiecare contribuie dintr-un punct mai focalizat, este, de exemplu, planul de comunitate, sau dintr-o perspectivă comprehensivă, cum este strategia, la integrarea proiectelor cu un plan structurat care va fi alimentat de bugetul local prin cereri de finanțare adresate proiectelor de finanțare europeană sau alte resurse, cum ar fi programele naționale sau alte finanțate de alte instituții finanțatoare internaționale. Acum, n-am să le citesc de fiecare, sunt sute, așa cum menționam și data trecută, și cum puteți constata pe site, unde aveți toate documentele. Deci, aici avem cercetarea documentațiilor, cum sunt planul de comunitate, strategia, cupul,
strategice de dezvoltare, regenerarea fondurilor locale existente acestea, ele sunt însoțite de o suită de hotărâre Consiliul Local, care sunt menite să instituționalizeze aceste teme. Regenerarea fondurilor de public, care este foarte importantă, atât pentru funcționarea orașului, cât și pentru calitatea, asigurarea calității sale de stațiune. Avem măsuri de organizare a acestor asociații de regenerare și măsuri de regenerare a cartierelor de obiecte colective. Iată că zilele astea se elaborează hotărârea de propunere a de Consiliul Local cu toate măsurile aferente realizării acestei măsuri. Regenerarea zonelor locuire întâlnit cu avarea istorică și ambientală, care de multe ori sunt destituite de familii care nu au capacitatea financiară de a le menține la o anumită calitate. Ne-am inspirat din soluții pe care le aplică colegii din primăriile din Oradea, din Timișoara, Brașov, pentru a putea vedea cum putem să păstrăm acest patrimoniu și în același timp să sprijinim locatarii pentru o locuire civilizată, regenerarea zonelor cu locuire socială, foarte importante, pentru că asta este societatea oricărui oraș. Avem diverse categorii de lucruri, avem diverse categorii și enclave cu cetățenii, care tot nu sunt anumite probleme, lucrurile astea trebuie să funcționeze împreună. De la realizarea și eficientizarea energetică a locurilor, de la programe de întreținere, reparații și reparații capitale la fațade și copii, până la privirea și organizării și administrării utilizării acestor locuințe, gestionarea conformării la elemente de siguranță.